criança care practic nu gândește. Noi avem aici o problemă importantă, aceea, da, că la întâlnirea pe care o avem, învățăm să gândim. Corect. Ăsta este spectacolul. Da? Învățăm să gândim, pentru că ei de asta au nevoie. Și ei trebuie să gândească. Nu, nu, noi e clar că știm. Noi ducem, băgăm într-o ecuație, ducem într-o ecuație, ducem într-o ecuație, ducem într-o ecuație. Dar ei cum fac? Mai am o problemă. Da, te rog. Mă întorc aici. Am lăsat metoda figurativă, că nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut că eu acolo am văzut că de două ori fiecare. Așa, sigur, sigur. Repede. Vezi? Faptul că am făcut-o și am... Exact. Ea m-a plimbat repede spre o altă idee. Exact. Eu nu am cum decât să respect copilul. Putem alege. Deci eu fac acest lucru pentru că așa e corect. Să nu iar el nu numai să mă simțiți rău, ci mai ales pentru următorul lucru. S-ar putea să fie o idee și tu să ai la rândul tău respect pentru colegul tău. Exact. Că noi mai avem așa probleme complicate. Eu aici am văzut un profesor, că vezi, să știți, de două ori Maria, de două ori Irina, de două ori Maria, deci, aoleu, de două ori fiecare zi. Deci, sigur că da. Dacă le adunam pe toate, rezolvam. Deci asta ți-a fost telefonată exact. După reprezentarea? Da, 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 da. Stați, înseamnă? Dar unora le e rușine să fac desenul. Nu contează, mama, dar e rușine sau... După ce aveți o problemă, putem inventa una. Da, bineînțeles, domnul profesor. Am profesorii egal 10, îi place să faceți egal probleme. Avem, avem. De egal 2, la flas pe ce? Maria, Maria, îți explic că tot la vădurii cuțitei. Ce să scapă, după câte mărare. Ia să vedem, ia să vedem ce problemă vă dau. Stai, stau de Halloween. Află suma tuturor. Deci află suma tuturor numerelor de 3 cifre atenție, care au produsul cifrelor egal cu 5. Deci A, B, află suma tuturor numerelor de 3 cifre. Deci număr de tipul A, B, C, adică pun așa. Nu ne spune diferite. Suma numerelor. Află suma tuturor numerelor, de 3 cifre. Deci sunt mai multe numere, poate? De 3 cifre. Care au produsul cifrelor. Deci A ori C cu B, A ori B ori C, se facă 5. 5. Deci să găsim toate numerele. Atenție că aici e foarte important. Păi da, toate numerele. Păi da, domn profesor, noi practic putem să lucrăm doar cu 1 și cu 5, că altfel nu mai putem cu cetă. Adică. Adică. Ia, pentru că zice că numele n-au voie să fie egale. Cifrele, da, n-au voie, nici nu se poate. Nici nu se poate, că dacă ți-ar cere 3 numere distincte a cărui produs facă 5, n-ar exista. Dar nu există, n-au zis diferit. Deci putem să spunem 1, 1, 5. Și atunci ne-am jucat doar cu 1 și 1. Dar de fapt poate să fie și 1, 5. Păi ar trebui să le găsiți pe toate, asta. Păi da, trebuie să le găsești pe toate. 1, 1, 5. Deci, mulțimea cifrelor cu care lucrăm este 1, 1 și 5. Da? 1, 1 și 5. Și vă rog, cu tripletul ăsta faceți voi toate numerele cu putință. Toate numerele cu putință în care se folosiți doar cifrele 1, 1 și 5. Ia să vedem. Da, da. Sunt doar două numere. Este 3. Ia mai gândesc. Păi avem... Poți să le spun, domn profesor? Zime. Avem 115. 115. 151. 151. 511. 511. A, da. Deci 5 ori schimbă poziția. Da. De 3 ori. Da. Dar cu adevărat 3. Când te gândi la 2, la ce te gândi? Eu m-am gândit doar la numerele cu 1. La cu 511 nu l-am mai pus. Da, ce nu l-ai mai pus pe 511. Deci 511 nu. Și trebuie să aflăm suma lor? Acum suma lor. Produsul lor. Află suma tuturor numerelor. Suma lor, da. Numerelor și suma numerelor. Păi pentru că sunt același număr, sunt același număr, adică 777. Bravo, măi, copii! Și... asta chiar a fost simplă. Fuzic la produsul a două numere este 7. Produsul a două numere este 7. A ori B egal 7. Daria? Daria. Se înregistrează și așa o să-ți pară de rău mâine când te auzi. Da, când te auzi, te auzi la telefon, la... El așa l-a fi pus pe internet. Și spune, domnul profesor, am avut așa o secvență. O să apel. Eram la apicultură, făceam un film și în filmul respectiv era și
o persoană, nu-i spun numele, dacă le spune, nu știți, era o măicuță chiar. Și măicuța avea o reacție de asta destul de ciudată. Adică, nu așa, uite așa, nu așa, uite așa. Adică, ce spuneam eu, mă tot contrazicea. Încât a apărut un comentariu și a zis, bă, profesor, dar cum aveți atâta răbdare cu măicuța respectivă? Așa și cu voi acum. S-aude în film, rămâne acolo și nu-ți place, nu o să-ți placă deloc. Dar... Da, când te uiți la filmul ăsta, deci mai târziu. Produsul a doua numere este 7. Our Bay egal cu 7. Află suma și diferența celor două numere. Să aflăm A plus B egal cu cine? Și am pus A plus B egal cu cine, da. Atunci e același lucru. Lucrăm cu 7 și cu 1. A, regulă și atunci normal B. A e mai mare ca B sau e da. Sau deci, A trebuie să fie mai mare, practic. A mai mare ca B. Bun. A mai mare sau B sau A egal cu B. Sau A egal cu B. Da. Mai mare sau egal? Foarte da. Bine. Deci, și atunci... Astea sunt lucruri care mi-mi plac. Când vin de la ei cu observația asta, deci da, azi da, poate să fie și egală, că scăderea are rost. Da, da. Adică, care? Gândești și tu. Păi, a, ba, nu, n-ar putea să fie egală, că 7 ori 7 nu dă. Și nici un ori 1 nu dă 7. Păi, bun, dar deci observația făcută de tine pentru a face adunarea și scăderea... N-ar putea să fie egală, deci trebuie să fie obligatorie. Să fie mai mare. Bun. Da, deci A egal 7 și B egal 1. Atât. Cea mai mică, deci da, nu are altceva. Cea mai mică. Voi. Nu da. Prea avem ce să facem. Da, și suma și diferența, deci care? 7 plus 1, 8. 7 minus 1, 6. Nu, hai să dau eu probleme acum. Am văzut că acolo nu găsești ceva mai. Ei, nu am, domn profesor, la sfârșit aici. Hai să inventăm o problemă. Hai inventăm. Aici e la rând. Deci într-o parcare, da. Sunt, nu într-o parcare. Biciclete, mașini și biciclete. Nu, să zicem într-un cartier. Într-un cartier sunt, o facem 27 blocuri. Nu, atenție. Într-un cartier sunt vile da. Cu 3 și cu 7 camere. Da. Cu 3. Scrieți. Da, e complicat. Într-un cartier sunt vile cu 3 și cu 7 camere, da? Cu 3 și cu 7 camere. Câte vile n-am fost? Nu fai muzeu. Nu da. Deci cu 3 și cu 7. Ai zis 6, nu 7. Ai zis 7, 3 și 7. 3 și 7. Ah, dar s-a sfârșit. Hai tu scrii, Daria, și tu. Am scris. Cu 3 și cu 7. Numărul celor cu 7 camere e mai mic. Că nu-și permit constructorii să facă multe vile cu 7 camere. Au făcut numărul vilelor de 7 camere este mai mic decât a celor de 3 camere, cu cât, da? Cu cât? Nu spun nimic. Oh, Raportul lor este de 1 la 3. Raportul lor este de 1 la 3. Adică la o vilă de 7 camere, 3 înțeleg 3 de celelalte de 3 camere. De 3 camere. Altă vilă iar 3. Și așa mai departe. Dacă sunt 5 de 7 camere, dincolo ori fi de 3 ori mai mult, 15 vile. V-am dat un exemplu. De asta înseamnă raportul 1 la 3. Da? 1 la 3. Numărul total al camerelor din toate vilele, deci numărul total al camerelor, este 89. Să vedem așa. 120. Un pic, vă dau imediat numărul. Cât am zis? 1 la 3 a zis. 1 la 3, da. Deci... Doar profesor... O secundă. Stai puțin, Dario.
Este de 28. Numărul total al camerelor? Nu, al vilelor. Nu, al camerelor. Numărul total al camerelor. Deci am zis că ăsta sunt de 7. Sunt 7 camere. Dar la bordul lor... Așa, 1 la 3. Alea 3. 3. 9. Și cu 7, 16. 9 și cu 7, 16. Și cu 7, 16. Sunt 160 de camere. 160, da? Da. Perfect. Mulțumesc. Câte vile sunt cu 7 și câte vile sunt cu 3? Nu trebuie. Dar de cine este tot ăsta cu 7 vile mai puține? Nu, nu cu 7 vile mai puține. Nu, nu cu 7. Și-am dat că numărul vilelor. Da, da, nu ca număr. Ca să înțelegi tu raportul, mama, că raportul ăla cu 7 mai puține. Ca să înțelegi raportul? Nu înțeleg. Ce nu înțelegi? Cu 7 sunt mai puține, adică cum? Adică... Ca număr. Dacă aici sunt 3 vile de 7. Dacă este una cu 3 camere, sunt... Nu, una cu 7 camere. Una cu 7, 3 cu 3 camere. 3 cu 3 camere. Da. De asta, dar ți-a dat raportul, una la 3. Bine, am te fac abstracții de aia. Fă abstracții de observația mea. Corect, dar făcea abstracții, putea să zică că la una cu 3 camere este 3 cu 7. Da. De asta, păi, da, dar de asta tot a dat profesor observația aia. Ca să știi că la una cu 7 sunt 3 cu 3. Dar îți spune e simplu. Da. Dar muncim acum. Deci, repet problema. În cartierul respectiv sunt vile de 7 și de 3. Camere. Cele de 7 sunt mai puține, că nu au oamenii bani să ia cu 7. S-au gândit la cele de 3. Și de aceea am spus, raportul este ăsta, 1 la 3, adică la o vilă cu 7 înseamnă 3 vile de câte 3 camere. Și întrebarea, numărul total de camere din cele și de 7 și de 3, 160. Este 160. Câte sunt de 7, câte sunt de 3? Ah, dovada clară că atunci nu a fost foarte... Segmente. Nu a fost foarte bine atunci. Ăsta ai trei segmente trag. Și așa le aduci și înmulțești. Ia vezi. Nu știu, tare. Tu știi bine că suntem în etapa de elaborare a raționamentului. Fiecare gândim. Nici eu n-am acum clar în minte cum fac. Dar fac eforturi. Nu m-am încins acum să vă arăt. Că dacă știi, m-aș apuca și v-aș arăta. Dar nu știu încă. Stau și analizez. S-a gândit. Sigur că da. Pe toată lumea gândim. Așa se întâmplă. În fața unei probleme nu poți deodată să ai răspuns. Trebuie să găsim ideea. Împărțire făcută, nu înțeleg nimic la ea. Împărțire și aici în argacule este împărțire. Dar nici eu nu am prins. Hai să încercăm, să punem împreună. Da? Am zis că numărul apartamentelor de câte 7 e mai mic. Îl reprezint printr-un segment. Atenție, copii. Prin segmentul ăsta am înțeles numărul de vile. Numărul de vile. De
7 camere. De 7 cu 7 camere. Cu 7 camere. Cu 7 camere. Scrieți și voi așa, faceți segment, scrieți deasupra. Deci segmentul ăsta, Darius. Și scriu numărul de vile cu 7 camere, cum am făcut eu. Ai trebuit. Ai făcut așa? Nu. Nu. Ai încercat altceva. Imediat o să vezi, dar tu te-ai împotmolit aici, n-ai mai putut merge, nu? Hai acum mergi după mine, ca să faci comparații și repede spui, ah, aici nu m-am prins eu. Asta vreau să facem. Deci, printr-un segment micuț ăsta, că e mai mic numărul lor, de-aia cu el pornesc. De-aia am insistat eu că numărul de apartamentelor de 7 e mai mic decât numărul celor de 3. Și asta am spus, da? Și mai departe spun că numărul celor... Raportul dintre astea și celălalt e de 1 la 3. Adică la o vilă am 3. La două vile am 6 de celălalt. La 3 vile am de 3 ori mai mult. La numărul ăsta de vile am să am ca număr de vile pentru cele de 3. Dar sunt egale. Nu sunt egale. Păi trei nu. Segmente, 1 la 3 a zis. Păi 1 la 3, deci îl fac de 3 ori mai mare. De ce? Pentru că la o vilă cu 7 camere ai 3 vile cu 3 camere, nu? Da. Raportul deci numărul lor va fi de 3 ori mai mare decât ăstora de aici. Da. Deci ai făcut segmentul acela, acum de desubt faci 3 segmente de acestea. Știu la ce am greșit. Asta să o spui în gând. Că spunându-mi tu așa, m-ai perturbat pe mine acum. Da? Deci m-ai scos de mână și uite că trebuie să-ți fac observații. Asta trebuie să înveți. Că dacă și la clasă faci așa, e o problemă complicată. Așa fac tot. Da? La clasă cu profesor nu mai faci așa. Cu profesor nu mai faci. Sigur că da, lucrurile se complică. De ce facem un antrenament aici? Insist. La numărul celor de 3 este de 3 ori mai mare. Deci am pus 3 segmente. Ai pus Darius? Da. Spui deasupra aici. Ăsta e segmentul din 3 micuțe. Numărul de vile cu 3 camere. Da? Deci numărul de vile cu 3 camere. Ăsta e numărul de vile cu 7 camere. Ăsta e segmentul care înseamnă numărul de vile cu 3 camere. Adică 3 segmente. Da. Bun. Acum, dedesubt am să iau încă o dată segmentul ăsta care să-mi indice numărul de vile de 7 camere. Ca să aflu câte camere vor furniza cele de 7. Da. Păi o singură vină de 7 camere. 160. Nu te grăbi, nu te grăbi. Vină lângă mine, lasă-l. Sunt 4 segmente. Nu. Atenție. Dacă o vilă îți dă 7 camere. Da. A doua vilă 7 camere. Da. A treia vilă 7 camere. Da. Toate cele, câte ori fi acolo, câte camere îți vor da? Numărul lor, înmulțit cu 7. Da. Nu? Dacă o singură vilă ne furnizează 7 camere, apoi câte ori fie acolo, 5 vile, 10 vile câte ori fi, de 7 ori segmentul acela. Deci segmentul ăsta, ca să văd câte camere îmi indică, segmentul ăsta trebuie să iau. De 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori. Deci ăsta, acum, lungimea segmentului ăsta, îmi indică numărul de camere cu 7. Ce provin de la vilele cu 7 camere. Deci vilele cu 7 camere îmi furnizează un număr de camere de 7 ori. Segmentul acela. Acum, în componența celor 160 de câte am zis eu, 160 de camere, da. Se află camerele acestea. Da? Se află camerele acestea. Cu 7. Acum, numărul camerelor care provin de la vile cu 3,
Gata, sunteți neatenți și nu mai pot să vă țin. Numărul camerelor care le provin de la 3. Numărul camerelor care provin de la 3 înseamnă că pe ăsta de aici îl iau de 3 ori. Cum am luat pe ăsta de aici de 7 ori, corect, îl iau pe ăsta de 3 ori. Zic, 1, 2, adică 7 ori 3. 3. 7 ori 3. Ia uite al doilea segment, de cât e? Deci îl iau 1, 3 ori 2, 3. Ai, 3 ori 3, 9. Deci, gata, 3 de alea dinainte. Exact. Deci, total, doilea. Numărul de camere este reprezentat de segmentul acesta, care are în componență 9 segmente de cele. Numărul de camere de... Numărul de camere... Ce provin de la vile cu 3 camere. Ce provin de la vile cu 3 camere. Numărul total al camerelor din componența asta, numărul total al camerelor din componența asta, de la vile și de 7 și de 3, numărul total este de 160. Dar câte segmente sunt copii? Câte segmente în total? Acum, o să le vedem. Dacă aș afla un singur segment, se cucroșa să fie. Dar atunci ce vine în minte? 1 plus 2 plus 3 plus 4. 16 segmente. 7 și cu 9, 16. Deci totalul segmentului 16. Și atunci un singur segment, ca să văd cât reprezintă, înseamnă 160 împărțit la 16, care înseamnă 10. Ce reprezintă 10? Un singur segment. Dar pentru un singur segment ce am însemnat? Numărul de vile de 7 camere. Adică 10 vile sunt cu 7 camere. Înseamnă 10 vile, vile cu 7 camere. Adică 10 ori 7, 70. Hai să facem proba. Așa? Și celelalte? Și cu 3 camere câte sunt? 9. Ei, 9. Dacă un segment e 3, ia uite sus, Daria. Dacă un singur segment e 3, este... uite sus, raportul 1. Dacă un segment este 10, 3 segmente vor fi 30. Și 30 de vile, da? Sunt cu 3. 3 ori 10 egal cu 30 vile cu câte camere? 3. Cu 3 camere. Și 200. Și am răspuns la întrebarea. Câte sunt vilele cu 10, cu 7? Câte vile sunt de 3 camere? De 3 camere. Răspunsul 10 și vile. 30. Da. 10 ori 7, 70. 30 ori 3, 90. Și cu 70, 60 de camere. Corect. Da? Deci ăsta este modul. Și noi am făcut, să spunem pe cea dreaptă, că să ne audă toată lumea, ieri am făcut probleme de acestea mai multe. Da? Mai multe. Vezi ce înseamnă să te grăbești și să nu ai răbdare, să urmărești esența problemei? Esența problemei, da, a fost aici. Corect. Când am indicat numărul de camere de 7, numărul de vile de 7 camere e mai mic, ca să-ți indic ție să lei pe ăla ca unitate de măsură segmentul să-l prinzi. Da? După care, fiind de 3 ori numărul celorlalt, am pus de 3 ori. Și acum m-am dus după informația câte camere sunt total. Și ca să aflu câte camere sunt total, sunt camere și de la vilele de 7 și la vilele de 3. La vilele de 7 înseamnă 7 să iau camere de 7 ori. Fiindcă fiecare vilă are câte 7, înseamnă de 7 ori segmentul ăsta, așa am văzut de câte ori. Câte camere sunt de la vilă acestea, câte camere vor fi și de aici, adică segmentul ăsta de 3 ori, dar în componența lui erau câte 3 de alea micuțe, am văzut în total 9 și cu, 7. Și cu 7 de acolo 16. Iată că în totalul camerelor fixat de noi 160, atenție că trebuie să dau totdeauna multiplu de 16. Corect. Ca problema să aibă rost. Să meargă. Corect. Că dacă nu dau multiplu de 16 și dau un număr la întâmplare de camere, e o prostie. Eu trebuie să împart numărul pe care îl dau aici la 16. Să se împarte exact. Eu dau o fie, 100, cum să zicem, la cât ar fi? 320. Pot să zic și la 32. Că 32 se împarte la 16, nu? Da. Pot să dau multiplu de 16. Eu am dat, mi-a venit ușor, am zis 16 ori 10, ca să vă spun în curiție cum am făcut, 16 ori 10, am numărat segmentele, care de azi 97,
16 și am zis ori 10 și am dat numărul camerelor. Nu se fac și problema la întâmplare cu numărul camerelor. Nu. Când ai fixat raportul, de acolo pornești. De aceea, când mi-a spus câte camere, câte camere, n-am putut să dau camerele repede. Trebuie să facă repede. Și m-am dus acolo și mi-a făcut un calcul în culise. Dragilor, eu, cum să spun, depun mult interes și mult, mult drag ca să vă pot mișca din etapă, din starea în care vă aflați. Da. Că voi sunteți la nivelul acela clase, de clasă. Corect. Și dezvoltarea spre vârf se face dacă aveți răbdare și faceți, o faceți cu fară și mici și așa și cu mult interes și dorință din partea voastră. Deci, exact trebuie cum, să ai dorință. Exact. Exact cum se face, să spune, se explorează o zonă necunoscută și începe acolo să pătrunzi în jungla aceea a lucrurilor foarte greu accesibil, așa se întâmplă și la matematică. Când ți-ai pus, ți-ai pus instrumentul ăsta la dispoziție de cercetare într-o ordine corectă, ai forța de a elabora un raționament, vreau să vă spun, dar cinstit, nu mi-e deloc ușor ca să cobor la nivelul ăsta. Deci pentru mine este un efort maxim cu putință. Pentru că profesorul din mine nu chestiuni de acestea face, a făcut în viața lui. V-am spus, deci cu copiii mei n-am stat de vorbă niciodată. Deci n-am avut răbdare, n-am avut. Însă acum, sesizând momentul acesta foarte important al învățământului, când văd că la școală se fac numai lucruri mecanice, se comunică algoritm, adică ce spune? Fă așa ca așa spun eu. Fă așa ca așa spun, că așa e bine. Gândește el al adultul sus, el repede își face alea Dumnezeu, scază, îi îmbulțește. E nebunit! Este o agresiune asupra intelectului fantastică. Nu este lăsat să înceapă el să poată porni, să vadă el de unde se va ieși. Acum tatonează, stă la problema asta și o jumătate de zi și o zi, pătrunze în ea mai bine. Să înțelegi mecanismul. Deci eu asta vreau, asta dezvolt. Nu sunt, cum să spun, nu mă aflu întâmplător în poziția asta, ci din revolta asta care se întâmplă în mine datorită felului în care se face școala, asta s-a determinat să apare prof online. Am mai spus-o? A fost poate o șansa mea că în 2008 mi-a dus contractul de muncă. Pentru că atunci când m-am văzut în situația asta, n-a avut nicio sursă de venit fiind în stradă, pur și simplu, îmi lasă elevul. Asta a fost cea mai mare lovitură care mi-a fost dată. Atunci, ce fac, Doamne? Cu lacrimi în ochi a spus, trebuie să fac ceva. Și din 2010 a apărut ideea și m-am apucat. Vedeți acolo filmele mele, pe spatele grajului acela, în câmp, iarna, pe tabla asta, făceam lecții acolo. Și am pornit. Și am reușit să ajung la nivelul ăsta de 680 de filme, cât o fi acum, muncind din greu. Și descoperind la o etapă la alta, că este nevoie de acest efort al meu. Duminică, vă spuneam aseară, duminică mă suna băiețelul din Constanța, n-am stat pe gânduri, am venit aici, mi-am dat răspuns, pentru că nu am voie în fața lui Dumnezeu să stau și să stau să lenevesc. Nici n-am timp să mă odihnesc. Nu cred. Hai, faceți finalul, copii, gărinte așa. Nu vrei să fii șoven, nu am uitat de like și share. Aici ce putem spune că am făcut probleme cu metoda... Nu uitam, da, metoda figurativă. Da. Stați puțin să scrie un profesor. Sinteza. Sinteza. Metoda figurativă. Metoda figurativă. Ce ați mai lucrat, copii? Atât. Probleme. Și problemele astea așa cu chestia aceea, cu Maria, cu Cristina, nu știu ce. Aha. Și probleme de divizibilitate aici. Cât ori cât se fac, nu știu ce. Da, da. Așa, de divizibilitate? Da. Tu e, da? Păi, de divizibilitate s-o da. Ca să fii căutate în internet. Probleme de divizibilitate. Da. Și o să-mi aduc aminte. Zidari. Vin la tine acasă, dacă nu dai like! Dacă așa. Nu dai like, vin la tine acasă. Da. Dau peste tine, da? Da. Bine. La revedere. La revedere.